Trei botoșeneni au fost confirmați cu tulpina Delta virusului SARS-CoV-2. Săptămâna trecută, Conducerea Direcției de Sănătate Publică a trimis la secvențiere în laborator probe de la cei trei pacienți. Săptămâna aceasta, bănuierile autorităților din sănătate s-au confirmat. Unul dintre cazuri este al unei botoșenence de 73 de ani din zona Dorohoiului. Femeia a fost transferată în cursul zilei de el la spital din cauza stării de sănătate care s-a agravat. Un al doilea caz este al unei tinere de 28 de ani, confirmată pozitiv la maternitate, iar al treilea caz este al unui cetățean care a intrat în contact cu o persoană venită din Marea Britanie. Acestea sunt primele trei cazuri cu tulpină delta din județul nostru, însă situația nu este atât de roz în restul țării. La nivel central au fost înregistrate peste 100 de astfel de cazuri. Din nefericire, România a registrat și al patrulea deces pe urma noii tulpini de COVID-19. Toate persoanele decedate până în momentul actual nu erau vaccinate și toate călătoriseră în străinătate.